Toți suntem la municipalitatea și noi suntem fani zilele romane, așa că o să încep în ton. Quos vetandem abutere raducă până la șiu et radun istoresc cu patienția noastră. Quam diu etiam furor iste, tuus nos eludat. Am citat din Cicero, discursul Catilinarele, l-am adaptat la situația de fapt și fac traducerea. Cât timp veți mai abuza Radu Căpânașiu și Radu Nistorescu de răbdarea noastră? Cât timp în nebunia voastră vă veți mai bate joc de noi? Am așteptat câteva zile în speranța că situația se va rezolva, se va reglementa. De fapt, așteptăm din luna martie, pentru că, așa cum știți, prin hotărârea Consiliului Local numărul 66 din 19 martie 2013, am alocat, și vorbesc de Consiliul Local, am alocat suma de 1.450.000 de lei pentru achiziționarea tronsonului de conductă, intrat, nu știm cum, din acui greșeală, în proprietatea firmei Estar Distritel. Din acest motiv și din situația generată, la această conferință de presă sunt prezent eu în calitate de consilier local și colegul meu, Vasile Dărăban, în aceeași calitate. În aceeași hotărâre despre care vorbeam, l-am mandatat pe primarul Radu Căpânașiu să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestei conducte. Practic, la acea dată, ni s-a rupt firul, ca să spun așa. De la acea dată nu mai știm nimic ce s-a întâmplat, n-am primit nicio informare în Consiliul Local. Sigur, cei care trebuiau să pună în executare această hotărâre sau să ne spună că nu pot să o pună sau de ce nu pot să o pună în executare, au tăcut toată vara așteptând probabil ca situația să se rezolve de la sine și vedem că suntem în aceeași situație ca și în luna martie sau februarie anul acesta. Nu numai că vedem, dar și o simțim pe propria piele. Noi, copiii noștri, cadrele didactice, toți cei care își desfășoară activitatea în școlile și grădinițele orașului și care sunt nevoiți să stea între 4 și 8 ore în frig. Asistăm la scene demne din filmele realiste de pe vremea comuniștilor. Copii care se îmbracă cu 3 rânduri de haine, care își au pijamalele peste hainele de zi, clase și grupe încălzite cu reșouri, instalații electrice care pică din acest motiv, cadre didactice, educatoare în concedii medicale, copii care nu pot să meargă la școală sau la grădiniță pentru că au contactat diverse viroze, diverse boli. Este o imagine aproape apocaliptică cu care se confruntă părinții și copiii și cadrele didactice zi de zi. Sigur, văzând că acest cartof s-a încălzit foarte mult, Radu Căpânașiu a ales să-l placeze în mâna administratorului public, Radu Nistorescu. Explicațiile pe care acesta le-a dat sunt pur și simplu halucinante, sau soluțiile pe care le-a dat. I-a sunat pe toți directorii de școală, spunându-le să găsească soluții pentru a ridica temperatura cu 1-2 grade. Cum să o facă? Nu știu. Dar și această soluție seamănă cu îndemnul lui Ceaușescu dinainte de 89, mai puneți o haină pe voi dacă e frig în casă, sau două haine pe voi. Sigur, în aceste condiții, municipalitatea încearcă să găsească o soluție pe ultima sută de metri, face o ofertă modică firmei proprietare de 500 de lei pe lună pentru închirierea conductei, însă până și cei de la firma Estar consideră că incompetența costă puțin mai mult, nu 500 de lei pe lună. Administratorul public, Radu Nistorescu, hotărăște să facă o deplasare la Budapesta, și îl invit în această deplasare și pe primarul Radu Căpânașiu, de parcă nu s-ar fi plimbat destul anul acesta și vara aceasta. Și
declară că se duc la negocieri. Se duc la negocieri cu mesajul afirmat, și citez din declarația dânsului din ziar, vom oferi atât cât este nevoie pentru a cădea la o înțelegere. Păi, halal negociere. Te duci să negociezi cu cineva și spui, dăm cât ceri, numai să rezolvăm problema. Acum, nu știu cum s-au dus dânsii la Budapesta, pentru că această deplasare nu a fost aprobată de Consiliul Local, deși era necesar. Sigur că ne vor supune probabil la prima ședință de Consiliul Local, așa cum este obiceiul celor neexecutiv, să aprobăm post factum această deplasare. Nu știu cum și-au dat dânsii cu părerea că 500 de lei pe lună este un preț suficient sau că prețul de 1,4 milioane pe 5 ani este un preț prea mare, pentru că din ceea ce spune legea și din atribuțiile Consiliului Local, acesta are competența de a stabili cuantumul chiriei pe care o va plăti. Acesta stabilește mandatul celor pe care îi trimite la Budapesta sau altundeva pentru a negocia un astfel de contract. Nu știu cu ce mandat s-au dus dânsii la Budapesta. Dar sigur că disperarea de a rezolva pe ultima sută de metri o situație pe care au lăsat-o moartă aproape un an de zile este mare. Sigur, este vorba românească. Prostia și domnia se plătesc. Însă noi vedem că pe lângă acestea și incompetența costă cu mult mai mult. În aceste condiții, eu cred că direct răspunzător de această situație se fac cei care au gestionat în numele primăriei situația cu Estar, în speță primarul Căpânlașiu și cel pe care acesta l-a delegat pentru a rezolva această situație, adică administratorul public Radu Nistorescu. Din administrator public, acesta s-a transformat în pericol public. Pericol public pentru toți copiii noștri care timp de 4 ore sau 8 ore stau, dorm, învață în frig în condițiile termice pe care le vedem. În aceste condiții, în numele grupului consilierilor locali ai Partidului Democrat Liberal și numele tuturor părinților, probabil, ai căror copii s-au îmbolnăvit din cauza frigului, solicit demisia sau revocarea din funcția de administrator public, administrator pericol public, a domnului Radu Nistorescu. Sigur, nu că acest gest ne-ar încălzi pe noi și pe copiii noștri cu ceva. Aceasta a fost ceea ce am vrut să vă comunic. Dacă aveți întrebări față de mine sau față de colegul de la banc. Tot din presă am aflat și noi că acel contract nu s-a mai semnat având la bază ceva motive juridice. Dacă într-adevăr existau astfel de motive juridice, ar fi trebuit să le știm și noi. Și într-o ședință ulterioară, pentru că din martie până în octombrie e tare mult. Și am făcut chiar mai mult de o ședință pe lună, așa cum ar fi normal, pentru că tot au apărut fel de fel de probleme. Și în toate aceste ședințe se putea pune în discuție acel contract care are niște probleme juridice. Acele probleme juridice pare să, dar tot așa din presă, pentru că ei nu ne-au făcut o astfel de informare, pare să că s-ar datora finanțelor publice care ar avea probleme cu firma Estar, respectiva firma având datorii. Aia nu se rezolvă așa că oprește un contract între primărie și firma respectivă, ce se rezolvă conform legii. Adică le trimiți la ea somație, după care le blochezi conturile. Și chiar te bucur că primăria sau altcineva are un contract și urmează să le plătească niște bani, pentru că poți acei bani să-i blochezi în cont și să ia statul român. Deci primăria Zalău i-ar fi dat statului român și nu firmei din Ungaria, dacă este adevărat că acea firmă are datorii față de stat. Deci eu consider că a fost o mare greșeală. Care sunt soluțiile în opinia de pentru încălzirea
Eu vă spun că sunt consilier la primul mandat acum și după un an și ceva de mandat sunt foarte dezamăgit de cum funcționează primăria, de cum funcționează o primărie de municipiu, reședință de județ. Că acum o primărie de comună, nu știu care, care nu știu, are 2, 3, 7 angajați și aia de calificările care le are, nu se poate compara cu o primărie a municipiului Zalău, care are fel de fel de specialiști. Și mă așteptam, probabil și datorită formației mele tehnice, să funcționeze mult mai bine. Să funcționeze corect, să fie oameni capabili acolo, competenți, care să găsească soluții la probleme. Din punctul nostru de vedere al consilierilor, am considerat problema rezolvată în momentul în care am luat o hotărâre în luna martie și vedeți că problemele au apărut înainte de finalul iernii care a trecut, deci iernii anterioare. Și atunci i-a prins pe copii tot așa într-o situație neplăcută, școlile în general, pentru că la instituții se mai rezolvă, oameni maturi, mai au haină, mai muncesc, mai ceva, dar copiii sunt într-adevăr expuși. Și firma maghiară, sigur că a profitat de faptul că încă este iarnă, încă era frig, și a forțat un pic nota în conflictul pe care l-avea cu primăria. Noi am zis că rezolvăm problema prin înființăm o comisie de negociere, îi dăm un mandat, s-au dus la negociere și au venit și ne-au spus am negociat cu ungurii, am obținut următorul rezultat. Prețul convenit și acceptat, deci acceptat de ambele părți, este de 1.450.000 de lei cu TVA inclus. Un preț bun. Deci chiar mai mic decât cel pe care l-am primit noi când am vândut conducta. Din acel moment am spus, împuternicim primăria, pe primar, în speță, să semneze contractul. Ce trebuia să mai facă Consiliul Local? Consider că era rezolvată din punctul de vedere al Consiliului Local. Urma să-și facă treaba cei din administrație, cei din primărie. Dacă au întâmpinat greutăți, așa cum se spune acum, când a venit deja următoarea iarnă, putea să se spună în iunie, iulie, august, luni în care negocierea aia a domnului Nistorescu la Budapesta nu era atât de dificilă. Pentru că nu era frigul deja în școli. Erau copii în vacanță, nu aveam mari probleme și puteam negocia cu ei. Dar de ce s-a ajuns la această negociere? Pentru că noi am aprobat cumpărarea. Noi am alocat bani. Dacă nu se putea încheia contractul, eventual foloseam banii ăia pentru altceva. Poate făceam una sau două centrale termice la o grădiniță, la o școală, la ceva. Da? Soluția pentru încălzirea în Zalău, în condițiile în care au rămas foarte puțini utilizatori, utilizatori casnici sunt de ordinul câtorva sute, și au rămas școlile și instituțiile publice, dar și dintre acestea o parte din școli au deja centrale proprii și instituții publice cu centrale proprii. Soluția este să extindem centrale proprii, deci să facem la fiecare școală, la fiecare grădiniță, la fiecare instituție, chiar dacă acest lucru ar costa, zice-se mult, să se vină cu un proiect, pentru că știu că s-a făcut un studiu acum în urmă cu 2-3 ani. S-a făcut un studiu, se știe o valoare, vedem cât este subvenția la uzina electrică, care uzină, din păcate, nu mai are pentru cine să producă. Și vedem dacă acea subvenție nu ne-ar fi ajuns de atunci de când s-a făcut proiectul și până astăzi, să facem centrale, poate, în majoritatea școlilor. Da, domnul consilier, sunt perfect de acord cu noastră, însă în condițiile pe care dumneavoastră l-ați expus, este clar că cineva rămâne fără un job, sau sunt mai mulți care rămân fără joburi de la centrala electrică, da? De la uzina electrică. Unu. Doi. Sunt câțiva reprezentanți din cadrul municipalității care fac parte din Consiliul de Administrație și care au bani serioși de acolo și sunt domnul Nistorescu remunerați pe măsură. Spuneți-mi, dacă dumneavoastră veniți cu astfel de propunere Consiliului, în următoarea ședință de Consiliul Local, și dacă veți căuta suportul celorlalți consilieri, în condițiile în care știm foarte clar că o mână se spală pe alta vinul. Deci în Consiliul Local vom ridica această problemă în mod sigur. Deci, nu ni se cere nicio susținere pentru că majoritatea este covârșitoare în Consiliul Local, din păcate. Din păcate. Cei care sunt la putere au 15 din 21 și cum PPDD-ul este destul de inactiv în Consiliul Local, aproape că este 18 la 3 raportul.
Deci nu prea putem să facem altceva decât să spunem ceea ce se greșește, să spunem soluțiile pe care le-am adoptat noi, dacă am fi noi la putere acolo, și să așteptăm să fiți alături de noi ca să afle și cetățenii ce se propune de către noi și ce se acceptă de către primărie. Revin, aici nu mai e vorba de orgolii politici, să ne înțelegem. Dar nu e vorba de orgolii, nici n-am spus. Vorba de copii noștri care învață într-o situație din epoca de piață. Sau, mă rog, parcă au venit apocalipsa. Așa e. Bun. Aici ar trebui, părerea mea, să veniți asta cu un proiect de hotărâre, dacă ei n-au inițiativa asta, vis-a-vis de ceea ce ar trebui să se întâmple. Cine ați spus înainte? Soluția e foarte simplă. Toată lumea o gândește, dar nimeni nu o pune în practică. Este clar că în spate există ceva. Ceea ce v-a spus eu mai înainte. Bun. Impresia mea este că nu știu, oamenii ăștia ne mint în față sau ne ascund ceva. Când am făcut bugetul pe acest an, am alocat suma de 1.450.000 de lei să cumpărăm conducta asta și am mai alocat o sumă, din păcate îmi scapă, pentru a achiziționa centrale în 3 școli, nu știu dacă ți-ar aminte, în 2 sau în 3 școli. Acum nu știu dacă suma asta de 1.450.000 n-ar ajunge să punem în celelalte școli sau licee care au rămas. Nu am formație tehnică, dar eu cred că ar ajunge, că e o sumă imensă asta. Fiecare școală, fiecare instituție este dotată din punct de vedere tehnic cu propriul sistem, da? De încălzire. Da, probabil ar fi suficient să pui o centrală, să o legi în acel sistem, exact. Cât poate costa o centrală de aia? Părerea mea e că cu banii ăștia s-ar putea cumpăra centrale. Bun. Problema sau situația este destul de întârziată. A fost tergiversată toată vara. Nu s-a venit, nu știu, luna iunie, iulie, când a apărut problema asta. Nimeni nu a venit să spună în Consiliul Local, domnilor, vedeți că nu mai putem cumpăra conducta pentru că nu știm cine e proprietarul, nu știm unde să virăm bani. Așa s-a spus la un moment dat că nu știu în ce cum să vireze banii, că da, chiria știm, în ce cum să o virăm. Cei 500 de lei pe care am ofertat. E același lucru. Plătim chiria sau plătim prețul. Știm în ce cont. Domnilor, faceți altceva cu banii. Aveți 1.450.000 pe care nu mai putem să-i cheltuim. Găsiți o soluție sau vă propunem noi o soluție. Nu știu, cumpărăm centrale. Sigur, soluția imediată ar fi negocierea cu această firmă pentru închiriere, ar fi o soluție care ar rezolva pe termen scurt problema, dar tare mi-e frică de faptul că cei care negociază și-au cam pierdut omenia, ca să spun așa, în fața celor de la Estar, făcând oferte de genul 500 de lei pe lună. Ma, cu 500 de lei pe lună, nu cred că pot să închiriez nicio garsonieră, da? Păi... Acum eu vă spun că există o greșeală inițială. Deci nu aia primordială. Există o greșeală inițială în toată această poveste. Momentul în care cineva, așa e sigur că primăria a fost, a vândut acea conductă. Așa ceva nu se face. În servicii publice nu se vând rețele, nu se vând conducte de aducțiune. Eventual se concesionează, așa cum ar fi trebuit să fie toată rețeaua și de aducțiune și de distribuție din oraș concesionată către acea firmă care vrea să o facă eficientă, să găsească mai mulți clienți și nu să o vândă. Și dacă o vinde, vinde sub anumite clauze. Bun, nu s-au prevăzut acele clauze și așa își poate face firma maghiară de cap astăzi. Pentru că nu are nicio clauză și zice, domnule, nu vă lăsăm să transportați căldura, exact să vedem ce faci. Exact. Se poate ajunge într-o astfel de situație doar atunci când ești ori rău intenționat, ori incompetent. Exact cum am spus la o conferință de presă în martie, pe aceeași temă, se putea vinde cu o clauză de preemțiune. Domnule, în cazul în care se închide toată tărășenia, nu vindeți înapoi la același preț. Sau se puteau pune clauze. Nu s-a gândit nimeni să treacă în contract așa ceva și atunci s-a ajuns în situația absolut neplăcută de astăzi. Dar fiindcă iarna trecută nu se încheiase și noi aveam problema și am discutat-o și am căutat soluția atunci și am zis că le-am găsit și așteptăm până când vine iara următoare și nu am făcut nimic,
Deci cineva trebuie să plătească pentru greșelile astea. Și eu vă spun ceva, asta este una din bâlbâielile, ca să nu zic prostiile pe care le face primăria din Zalău. Pentru că gândiți-vă că avem o centură, da? Da, avem centură. Avem o jumătate de centură. Facem un parc central, zicem că îl reamenajăm. De când îl reamenajăm și cred că plătim mai multe penalități decât vom vedea vreodată un parc. Am făcut semafoare inteligente. Se pare că sunt mai inteligente semafoarele decât cei care le-au contractat. Deci nu vă gândiți că toate astea trebuie... Am făcut un trotuar de 200 de metri din minunatul nostru bulevard pe care îl avem, unicul bulevard, am făcut 200 de metri de trotuar cu pistă de biciclete. Numai trebuie să fie biciclist de ăla, să portească 4 secunde, să atingă 100 de kilometri la oră. Că altfel îi se termină pista. 200 de metri de pistă de biciclete am făcut. Sigur, am făcut-o cu firma noastră, da? Cu extraordinara firmă Citadin, care orice face, face prost. Uitați-vă că deja pe trotuarul ăla se lucrează. N-au trecut câteva luni. Eu am spus, oameni buni, așteptați până la anul și o să vedeți ce se alege de acel trotuar, că am văzut cine îl face. E, n-a trecut, nu un an, n-au trecut nici 6 luni și trotuarul trebuie reparat. Nu se mai poate așa, până când o să răbdăm? 200 de metri de trotuar și nu-l facem bine? Și tăcem și răbdăm, pentru că așa suntem noi învățați. Suntem oameni liniștiți, ardeleni, calm. Din păcate, situația asta cu încălzirea a ieșit în față pentru că o suportăm toți. O suportă copiii noștri în școli, în grădinițe. Așa cum spunea colegul meu, cine știe câte alte minunății s-au făcut pe care nu le știm acum sau nu le-am aflat. Doamne ferește, se întâmplă o situație ca în București, nu știu, putem merge să verificăm în toate grupele de grădiniță, în toate clasele de școli, există instalate radiatoare reșor. Doamne ferește să se joace un copil, să se ardă, să mutilează pe viață. Doamne ferește să ajungem într-o situație în care atunci să căscăm toți ochii și să zicem, cum am ajuns aici? Am ajuns pentru că am vândut o conductă și nu trebuia să o vindem pentru că am negociat un contract de vânzare-cumpărare pe care nu l-am mai dus la bun sfârșit. Pentru că n-am zis nimic 6-7 luni de zile că nu putem încheia acel contract, să găsim toată vara soluții, așa am ajuns aici. Da. Demiterea administratului public, vă limitați la ofere de impresă sau de stație? Eu cred că un gest de onor ar fi să-și dea demisia, dacă nu se poate revoca acest contract conform clauzelor de management. Oricum, în Consiliul Local vom cere un raport de activitate și evaluarea indicatorilor de management. Însă eu cred că de această situație cineva se face vinovat și știu că dânsul a administrat această situație, dânsul a purtat negocieri cu firma maghiară și iată că aceste negocieri nu numai că nu au ajuns la o finalitate, nici măcar nu am fost anunțați în Consiliul Local, domnilor, avem probleme, nu merge negocierea, nu le putem da banii, nu știu, sunt faliment, le cer finanțele banii. Așa cum spunea colegul meu, finanțele s-ar, cred, ar trebui să se bucure să dăm noi banii pe conducta aia pe care oricum nu poate fi valorificat altfel și să-și recupereze o parte din prejudiciu. Încălzirea cu curent electric deja a creat probleme, pentru că într-o grădiniță a căzut instalația electrică. Nu face față la montat radiatoare electrice în fiecare sală, sau 2 radiatoare, sau 3 radiatoare. Deja a creat probleme. Noroc că a funcționat protecția și n-a așteptat până când încep să ardă firele în doze, sau mai știu eu pe unde, prin tubulatură, și să avem probleme de care vorbea și... Sau un scurt circuit să facă un incendiu pe undeva. Deci ar fi niște situații limită în care abia atunci am ajuns să ne lovim cu adevărat cu fruntea de pragul de sus. Acest domn este acum în Ungaria, negocieri sau în Africa? Nu știu. V-am spus, deși trebuiau să ceară un acord și un mandat din partea Consiliului Local, n-au făcut-o, așa că nu știm unde se află, nu l-am unit. Noi credem că cineva trebuie să răspundă pentru asta și dacă dânsul a gestionat această problemă, cred că se impune demisia dânsului. Însă răspunderea aparține conducerii executivei primăriei, în speță primarului, care... Eu cu siguranță
acum mult timp, acum câteva luni, am spus în Consiliul Local că nu voi mai aproba nicio deplasare post-facum, după ce aceasta a fost efectuată. Probabil că va fi invocată forța majoră. Dar forța majoră nu o poți invoca atunci când ai lăsat 5 luni să treacă de când s-a aprobat cineva încheierea unui contract și după aceea te trezești că e frig în 1 octombrie. Acum e drept și în natura. Dumnezeu a greșit acum că a dat frigul prea repede pentru domnii din primăria noastră. Deci da, asta într-adevăr i-a surprins că a venit iarna prea repede sau frigul prea repede. Știi ce soluție ar mai fi la problema asta? Să treacă și primăria pe sistemul centralizat. Și asta ar fi o soluție. Că s-ar mișca foarte repede. S-ar mișca foarte repede atunci. Eu având 3 copii, cunosc situația și având prieteni de vârsta mea care au copii peste tot în grădințele și în școlile orașului, cunosc foarte bine situația. Știu cât mizerăciți copiii mei, știu... Păi nu pot să spun mare lucru pentru că depinde primărie. Să vedeți ce temperatură e în clasă. Dacă ar fi în cazul să nu mai susțin anumitarea la complicările de la primărie în problema asta. Da, dar fiți lucrurile. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc mult pentru...